din nou, bun venit pe acest canal de YouTube. În filmulețul de azi m-am gândit să vă arăt o mască pentru ten care se face ușor, este simplă și foarte eficientă. Avem nevoie de o lingură făină hrișcă, două linguri apă clocotită, o linguriță iaurt gras, și două lingurițe ulei de măsline. Se amestecă ingredientele. Se lasă să se răcească și se aplică pe față. Se lasă să acționeze timp de 15 minute, apoi clătiți cu apă călduță. Această mască este bună pentru ten uscat și sensibil, va hidrata și hrăni pielea. Hrișca este un ingredient foarte valoros, se spune că ea are inteligența naturii. Ea este secretul unui ten întinerit. Hrișca este o plantă minune, un izvor de sănătate. Ea se folosește pentru uz intern și pentru uz extern, în tratamente dermatologice, în detoxifiere, dietă sau în diverse tratamente naturiste. O găsim sub formă de semințe sau sub formă de făină. Să vă fie de folos! Dați un like și un subscribe pe clopoțel dacă doriți să urmăriți în continuare acest canal. Pe curând!